Chiar eram curios să văd cum se curăță serpentina la soba rachete și am desfăcut un pic capacul să văd așa cam cum funcționează. Am pielea asta lungă, așa și îngustă. Și să dau lumină să se vadă bine. E ceva așa de slab, mai mult cenușă, cade singur jos. Deci, se vede serpentina nouă. Da, acolo jos e o parte că ține gura de alimentare în înălțimii din șamote și după aia tuburi ridicător care vine în jurul serpentinei și asta e tuburul ridicător. E din tablă. Făcută din tablă zincată, nu galvanizată, din tablă zincată și reziste fără nicio problemă. Se face foarte ușor. Face dimensiunea care vrei. Cade cenușa. Asta eu zic, contează foarte mult să fie acces pentru, așa, pentru curățarea serpentinii. Am scos și de aici din forn, în coș de fum. Vedem recuperatorul ăsta alt aici. Tot așa, mai mult în praf să se pune. Deci asta e avantajul ei pentru că e invers proporțional arderea, adică temperatura cum urcă și invers cum circulă apa, nu face condens. Asta e avantajul, e un secret foarte, foarte, deci nu face gudron de la ca la o centrală normală. Nu că nu se depune nimic, se depune un praf de asta care, din câte mi-am dat seama și am mai văzut și la alții, se curăță mai mult singur la temperatură. Dar nu face gudron ca la o centrală de aia, ceva o smoală de aia tare. Am pus tubul ridicător înapoi, el vine până la jumate serpentinii. Așa am făcut eu mai scurt de 65 înălțime. Serpentina nu m-am scuturat așa un pic, n-am insistat deloc. Pentru că nu e așa de tare de pus pe ea. Iar aici să scot și cenușa. Cenușa aici s-a umplut, dar am făcut multe focuri. Nu știu câte ori să zic așa de foc. Am făcut foarte multe focuri. Deci e foarte puțină cenușă. Aici unde pun capacul, întâi pun tabla asta. Dar aici am pus niște silicon de asta, așa mai flexibil pentru temperatură. Pe marginea asta l-am lăsat un pic să se întărească. Și am dat cu niște șampon de asta, cum se face la silicon, cum se întinde siliconul așa să nu prindă, să se așeze bine. Și apoi am pus capacul și a rămas exact forma ca o garnitură. Se comportă exact ca o garnitură ca să nu scoate fum deloc. Și cel mai important să fie ușor de accesat aici la serpentină, a să fie de curățat oricând, dat la săptămână, la mai mult timp. Altfel își pierd din timp de randamentul și e un dezavantaj. Deci, sunt 17 grade. Și la retur. Și o să aprind focul. Ceasul e 10 și 10 minute. O să aprind focul și aia mai continui.
focul am aprins. Abia începe să-și ia vânt. Aici e turul. Pihorn începe să urce gradele pentru că s-a aprins focul. Aici e pihorn temperatura. Lăsăm așa un pic să se aprindă și apoi închid aici. Deci eu am numărat așa vreo 8-9 avantaje pentru o sobă rachete. Avantaje care sunt foarte, foarte importante. Poate amplasa în interior unde se locuiește, cum am pus-o eu aici, și radiază și ea căldură, are un avantaj. Hornul nu e pretențios, adică nu trebuie mulți metri. Se poate folosi cu 2-3 metri de horn. Și chiar scos, că eu așa am avut o altă sobă rachetă, scos doar 2 metri și jumate de horn, scos prin perete, în exterior, și atât pus în capăt o tablă, să nu sufle vântul contra, și mergea foarte bine. Nici nu dădea fum înapoi. Deci, plus alt avantaj, serpentina nu face budron de ăla. Eu am pus odată într-o sobă o serpentină pentru calorifer, într-o sobă normală, și într-o lună de zile era un gudron pe ea și nici nu aveam acces cum trebuie să o curăț. Deja începea să scad din randament și am scos-o. Deci nu era prea valabil, nu mi s-a părut ceva. Iar aici, cum am acces, pot curăța și nu se depune ceva tare pe ea, doar praful ăla care se depune așa. Deci e foarte avantajos. Face puține cenușe. Poate fi legat la serpentină în pardosal, cum am eu. Și pe caloriferii se poate face cu masă termică, o sobă rachetă de asta. Deci mai multe avantaje, să mai duc aminte și mai spun pe parcurs. Vreau să vedem ce putere are centrala asta, să dau un pic de focăreală, așa mai peleț cât o pot regla de aici. Deci eu asta am observat că o pot folosi la 1,5 kg. Am șmecheria asta făcută de tablă și reglez acolo cum am arătat în alt video. Pun acolo, în arzător, și limitează peleți mai puțini și consumă 1 kg, cam 1,3 kg pe oră, și mențin la 45 de grade serpentina. Dar eu serpentina acum o iau de la rece, sunt 17 grade aici în încăpere, nu? Deci e foarte rece, când o să fie încălzită, în normal, deci o să fie diferență foarte mare. Ea de la rece, o să vedem ce putere are, da? Păi când o să fie încălzită și soba, când o să locuiesc aici, adică. Da, alt avantaj, mi-am adus aminte, e arderea foarte completă, mai completă ca, cred eu, că la orice centrală, cât de economă ar fi așa, cât de cu gazificare ar fi. Asta, acum nu scoate fum, arde complet fumul ăla și pierde pe horn foarte puțină căldură. Eu cred că are randament maxim. Randament foarte, foarte bun. Și filmulețul ăsta mai mult l-am făcut pentru... Acum a pornit pompa. Cam 7 minute durează până pornește pompa, așa de la rece. Filmulețul ăsta l-am făcut mai mult pentru să vă arăt ce putere are între tur și retur. Am observat că are o diferență foarte mare față de... De fapt, acum a pornit pompa. Împingea de la presiunea de mur, creștea apă în serpentin. Deci, între retur și între tur. Am văzut filmulețe pe YouTube care chiar 5 grade între tur și retur, mi se pare puțin. Eu am observat normal, așa când o folosesc, că e cam 15 grade între tur și retur. Și dacă dau foc mai tare, chiar mai multe grade, 20 și mai mult de 20. Am observat mai cu jarul care rămâne și soba încălzită, are 5 grade între tur și retur când e oprit focul. Și aici se poate regla cu peleți,
cu lemn reglez din lemn, bineînțeles cât lemn pun pe foc, dar pe peleți pot regla cât vreau. Un kilogram jumate, două, pot să-i dau două și jumate, chiar și 3 kg, pot să-i dau cum să m-am explicat eu într-un alt video, cum reglez aici. Și nu e o centrală care, cum ai pune într-o sobă de asta cu registru, dacă scapi mai mult pe foc, trebuie să o păzești, că urcă grade prea mult. Aici nu, aici dacă o reglez, să meargă până în 60 grade, așa merge. O să-i pun un UPS și să fie în siguranță aici dacă o să ia curentul. Și mai mult de atât, nu mă complic, nu am nevoie de mai multe automatizări. Ei, nu trebuie șnec, nu trebuie ventilații, totul e natural și e perfect așa. Nu știam de ce s-a oprit pompa, era la 45 grade reglat ăsta și o pornit cu un minut mai greu pentru că am făcut apă caldă aseară până la 35. Am făcut apă caldă și las să-mi... După ce facem baie, toată familia cu 2 kg de peleți, eu am făcut și toată familia baie și cum soba e fierbinte, după ce arde focul, încă după ce folosim toată apa, să mai faci un boiler de apă caldă. Circul pompa încă peste o oră. Deci mai câteva avantaje. Ca să le explic, să ajung la 8-9 care le-am analizat eu avantaje. Poate să ardă, nu numai cu peleți, de exemplu, sunt termoșemineile alea, numai pe peleți. Și sunt pretențioase la peleți, mai dă eroare, deci asta funcționează cu orice. Sunt sigur și cu boabe de porumb, orice, lemne, peleți, brichete, deci un avantaj se poate folosi cu mai multe. Și are un avantaj, e costul mic. Costul mic pentru, nu pentru cumpărare, pentru manopere, să zicem. Pentru manopere și pentru materiale, pentru că asta se poate face de oricine. Mai un pic analizat sistemul și se poate face. Eu am făcut-o de cărămidă, de șamotă, de fapt, de cărămidă, îmbrăcată cu grezi, pentru că mă pricep, lucrez în construcții. Care nu se pricepe la așa ceva și se pricepe la sudură, se poate face din tablă. E bine să fie căptușită pe interior cu niște șamotă. Se poate face din tablă foarte ușor, foarte rapid și cu costuri foarte mici. Și un avantaj are, cum am spus, nu necesită automatizări. Numai o pompă pentru recirculare apei și atât. Mai mult pui aici peleți cât ai nevoie. Am nevoie de să fac, îmi dau seama cam câte grade se face cu 3-4 kg de peleți. Atât fac, arde și am căldură. Nu trebuie să pun termostat neapărat. Mie îmi place mai simplu, fără prea multe complicări. Deci randamentul sunt sigur că are peste 90%. Așa din studierea mea, cum dai eu seama, nu că am făcut eu. Și se poate face gura de alimentare aici. Se poate face și stil de la beach box, adică se poate pune lemne mai groase. Și bineînțeles că pui mai rar pe foc. Dar eu nu neapărat, nu, eu mai mult pe peleții mele. Am luat și brichete, când vreau și când îmi place, stau aici, ascult focul, pun pe foc, focăresc manual, dar așa mai mult pun peleți, nu i-am grijă. Față de o centrală de asta, cazan de asta din comerț, de exemplu, cum e Ferioli, care spune că are 75% are randamentul, nu? Păi eu nu cred că are nici 75%, pentru că am văzut la cineva ce fum scoate pe horn, că pentru că centrala e mai puternică decât are necesarul de nevoie acolo în casă, umple acolo cu lemne și asta mai mult mocnind așa, scoate o grămadă de fum, se reglează la gradele care are nevoie, într-adevăr, și fumul ăla îi consum în plus, adică se evaporă pe horn combustibil. Face și condens hornul, când deschizi ușa, cum am spus, avantajul cu hornul. Acolo trebuie neapărat horn la 6 metri înălțime,
Și când deschizi ușa, am văzut că tot iese fum. Aici, la o sobrachetă, poți să pui 3 metri de horn și nu scoate gram de fum. Aici, la interior, n-aș fi pus-o aici, dacă aici unde o să locuiesc, dacă scoate fum, nu scoate gram de fum. Și are un avantaj, e că ea radiază, radiază căldură și până se încălzește serpentina, deja se simte căldură de la ea. Plus că e masă termică și păstrează un pic de căldură. Deci are avantaje foarte, foarte. S-a stabilizat la 40 de grade din prima. Deci aici 40 de grade și pirietur sunt 28-29 de grade. Așa din prima. După ce o să fac mai mult jar acolo la pelet și o să și ei turații mai tare, un pic durează pelet când s-a prins mai bine. Deci o să fie diferență de grade. Mai pun o pauză și mai las ard un pic și mai filmez. Asta e pierderea pe horn. Deci 20 de minute de când a pornit pompa. Nu de când am aprins foc, ci de când a pornit pompa. Se apropie de 50 de grade. Iar pirietur 31 de grade, spre 32. Am împins buncăr mai încolo. Și-a închis un pic aerul acolo și-a început să suie mai tare, că crește flacra. Trage aer pe aici, trece prin pereți mai mult aer și face flacra mai puternică. Și dacă aș deschide aici, ia să vedem dacă e diferență. Mai tare. Face 50 de grade, doar în 20 de minute. Aici închid. Aici dacă deschid îi dau putere foarte mare. Las așa. Ceea ce vreau să vă arăt e o diferență foarte mare a puterii calorice sau puterea, randamentul care face această centrală. Eu aici la pompă pentru serpentină las pe treapta 3 pentru ca să uniformizeze, să facă toată serpentina cam la fel, circulă apă mai cu viteză. Dacă ar fi la calorifer, n-ar fi nevoie neapărat să fie pe treapta 3 și dacă aș da pe treapta 1 s-ar vedea cât e de mare diferență. Deci să vă arăt care e diferența. Aici sunt 50 de grade. La retur avem 32 de grade, 33. Și să dăm pe treapta întâi, să vedeți cât e de mare diferența când circulă apa mai lent prin centrală. Deci are o putere foarte, foarte mare. O să pun pe pauză un minut, că încarcă video prea mult și n-are rost. Am lăsat cam 2 minute. Și în 2 minute a urcat apa la 60 de grade. Iar pe retur avem 37 de grade. Pe treapta întâi. Dacă aș da pe treapta 2 altfel, dar eu o țin pe treapta 3. Cât circulă mai rapid apa prin serpentină, e clar că e mai mică diferența între tur și retur. Deci se vede ce mare putere are o centrală ca asta. Așa, sobă rachete. Într-o jumătate de oră, poți să urci la 60 de grade de la rece, de la 17 grade serpentina, pentru 70 metri pătrați. Deci, pe calorifere, diferență pe calorifere. Eu am folosit-o și pe calorifere în probe. Am câteva calorifere în casă, dar am anulat și am pus numai pe aici.
și în casa numai scărița și boilerul în baie. La calorifer era temperatura mult mai mare, chiar odată am scăpat-o și la peste 100 de grade. Erau 95 de grade, iar apa fierbea aici, s-auzea cum făcea niște șuturi așa cu presiune. Pentru că o durat un pic până au indicat ăsta, erau peste 100 de grade și după aia au trecut de 100 de grade când am închis focul. Cam asta, am vrut să precizez câteva avantaje și să vedeți ce putere are. Deci o centrală foarte reușită, zic eu. Foarte, foarte reușită. Am analizat foarte mult și mi-am făcut-o așa gândită bine. Recuperează căldura foarte bine. Pe 70 ceva de grade pe horn, la cum am închis, am dat înapoi pe treapta mai mare, scade un pic înapoi. Asta într-o jumătate de oră, gradele astea de la rece. Deja în 2 ore eu am focul la minim, îl las arde aici dacă trag. El se reglează, pe acolo scade pereții mai în jos și trage mai mult aer pe acolo și mai puțin pe aici și scade consumul și putere. După ce e încălzită serpentina și așa, deci se poate merge la consum foarte, foarte redus. Numai cât se mențină un pic. Asta a fost tot, sănătate.